Bă, ăsta e prost cu tot cu cod, mă, frate. Anul băieții și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi vom continua tot cursul noastră de CSGO, Overwatch, prin care încercăm să scăpăm comunitatea de decodați, să ajutăm comunitatea, să facem jocul cât mai plăcut. Dovezi descărcate, n-am vedea că să dăm examinarea dovezi, să vedem ce ne mai așteaptă în acest Overwatch, peste ce fel de suspect o să dăm, direct click. Bun, și a revenit. Îl vedem pe de suspect, are un tigăl în mână. Are hâsăritul de 64. 17 kill-uri, 14 TCS. Dă un smoke în apartamente. Băi, se duc prin under, îi aude. Hai, bă, de suspect. Op. A dat acolo un cap cu deagle-ul. Dă un smoke. Auzi pe ăsta. Mi s-a părut mie sau a tras dinainte. Ok. Și-a luat AVP-ul. Haide, bă, iar stă AFK în bază. Acum se mișcă, trăiește. Doi pe rampă. Nu mai niciunul pe rampă. Bomba se duce în B și plantează. De suspect se duce primul pe el. Ia să vedem, bă, de suspect, mă. Vedem ce faci tu. Știi acolo, uitați-vă și voi. Sparrow face un kill cu AVP-ul. Aduce pe short omul. A, da, ăsta a fost pre-fire. Bă, ăsta e prost cu tot cu cod, mă, frate. Doamne, ce om, bă. Teroriștii au luat runda. Ok, ia să vedem, se duce pe mid, nu, se duce pe B. Vin 3 pe B. Omul se duce pe under, eu vin prin apps. Îi aude. Știe că l-a pușează. A dat un pre-fire. Da, suspectul nostru are wall hack. Să ne uităm dacă are și aim. Da, vreau să văd mai multe faze, nu știu. Teroriștii conduc cu 12 la 11. Doar unul vine pe B. Acum vine și bomba să duce pe B. Nu cred că era Tetris. Se învise acum. Știe că, se vedea că știe că ține ăla acolo, a dat o incendiară și a murit iar. Lamp ăsta mi se pare cam un pic codat, ca să zic așa. Pare că teroriștii au un bot, îl au pe pelican. Duce pe mid, știe că nu e nimeni să uite la mișto. Ia să-mi s-a luat un nade, omul. L-a văzut pe ăla că vine prin palat. Imediat a pus scopul. Acum Aliaca l-a văzut că a plecat. Încearcă el să apese așa la mișto prin smoke-ul ăla. Pune scopul repede. Vine unul pe mid, îl pușează. Da, l-am becodat. Ok, pare că cei de-a treia m-a luat încă o rundă.
Canteri o să pierde meciul ăsta după cum se vede. Degeaba s-a activat suspectul nostru, frate. Degeaba. Meciul e câștigat. Dat acolo un cap frumos cu Deagle-ul. Nu știu, nu sunt sigur dacă are și aim. Nu, aim n-are. Doar când ai wall poți să ieși cu ținta direct pe cap. Bomba e în under. Nu, e pe mid. Bomba e pe mid. Unul e în jungle. Îi dă un flash. Bă, dar nu-l ascunde deloc, bă, frate. Deloc nu-l ascunde. Oh, au reușit să-i arunc, dar Cantar e bun, bun, bun. Vin doi pe rampă. Ok. Dau bomba. Și moare iar. 15 la 12 pentru Tero. Mai ce n-ai vândut să răgușim, mă. Stă în FK. Dacă stă până la și 30, îi dăm și de griffing. Hai. Gata, are și griffing. Deci până acum are aim și griffing. Scuze, wall și griffing, aim n-are. Hai mă, mișcă-te. Vine unul prin spate și-l omoară. Pac. Au câștigat cei de la Tero. Bun. Bă, ajutor pentru țintire n-are. Oala a avut, da? Ajutor extern n-a văzut alte scripturi să aibă. Și Griffic, da, a stat AFK o rundă. Ok, bine, să mai verificăm o dată, două vezi suficiente pentru aim. Oal vinovat. Scriptul n-a avut. Și Griffing a făcut, trimite verdictul. Bom. A, bun băieți. Cam asta a fost și cu acest video. Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să vă abonați, să dați un like, să dați un share. M-a ajutat foarte mult să vă susțin din partea voastră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim data viitoare. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.